Bună seara, mă bucur chiar că a ieșit în sfârșit ideea asta minunată de degustare Zeppelin. Și vreau să vă spun puțin despre această degustare în seara asta. N-a fost ținta noastră să găsim exact același an și același vin care este și trecut și pe listă. Ideea a fost să degustăm în zile de astăzi vinul obținut din același teroar. Avem și anumite crame care încă mai există și care au totuși o reputație foarte mare. Dar ideea este să savurăm și noi în țară de asta un vin care au savurat și ei pe la bord de la Zeppelin. Pentru că în primul rând e foarte dificil, 34 a fost un an bun, dar foarte greu de găsit. Și mai ales la vinuri albe și roșii, o sticlă e bun, celălalt e mai discutabil. Și ideea este să avem ani diferiți, să vedem și niște decade diferite, dar în primul rând să savurăm vin pe care au savurat și ei. Și primul vin cu care am început a fost în 2007, Riesling Brut de la Van Bolzem. Este o cramă destul de mare acum, la Saar. Saar este o parte de la Mosel care este cea mai, care produce cel mai auster din austere Rieslingului din întreaga zona Moselului. Egon Müller e acolo, un brocător care face unul dintre cele mai scumpe vine în albe, deci tot Riesling, deci el are crama tot acolo. Pământul este schist, panta este ceva de necrezut, deci și panta e foarte iute, deci 45 grade în sus, deci nu poate fi lucrat cu tractore sau cu altceva, trebuie lucrat manual. Vinul a fost obținut de implantație parțial foarte vechi, am citit până la 100 de ani, deci a fost plantat undeva în 1900 și. A fost vinificat, bineînțeles, în putoiale de stejar mare și după a fost ținut în sticle timp de 4 ani înainte de degajare. Și cu siguranță a fost adăugat și puțin dozaj, are puțin rest de zahăr, dar pentru mine reprezintă chiar zona perfect, Riesling și zona Mosel. Are foarte mult caramel, are fructe galbene, copte și are o acetate foarte, foarte bună. Nu este la fel sau nu este comparabil cu un șampanie, e altceva, dar pe vremuri, adică în anii 37, Saar, adică regiunea asta mică, a avut o reputație din toată lumea foarte, foarte populară și vinul a fost mai scump decât are în Franța. Deci Riesling din Germania, ca vin alb, a fost cel mai scump vin atunci de pe plan mondial. Deci n-a existat ceva mai scump. Din păcate, după a doilea război mondial s-a pierdut acest reputație, dar cred că pentru început este chiar ceva potrivit. Și nu vreau să fac aici un monolog. Vă doresc o seară cât se poate de plăcută. Și dacă sunt întrebat, sau pe mine, sau pe domnul Dan, care a fugit din nou. Nu, aici. Sau pe domnul Dan. Da. Seara plăcută. Aveți un istoric pe masă al exploziei Zeppelinului. Există pe fiecare masă cu un vin de